departe, până am ajuns la o localitate care se numește Chiclău, și acolo a fost o mică adunare de tineret, unde au fost mai mulți tineri. Și s-au adunat acolo ca să ne despărtim de o domnișoară, de o fată, care se ducea în America. Cine se ducea pe vremea aia în America, zicea că se duce în cer la îngeri. Așa de... Așa era. Se duce în America, vai, se duce acolo unde e bine și unde oamenii au mașini, fiecare are mașină. Și acum în România numai puțin oameni aveau mașini. Zici că ești bucuros că ai prins un șarpe sau un scorpion. Eu am prins un șarpe și a rămas numai coada. Da. Și am fost acolo și am petrecut duminica și eu trebuie să mă duc cu bicicleta de la adunarea asta până la o gară și să urc în tren și să mă duc la Arad. Și la Arad tata Petru m-a așteptat cu un bilet și care se mi-l dea mie. Și lua bicicleta. Și lua bicicleta și se ducea cu aia la curte. Și tu puteai mai departe. Și eu trebuie să mă duc mai departe până la Deva. Făceai școală. Că la Deva făceam școală de șofer. Și acum, copiii ăia care au fost, au zis, nu, nu, rămâi aici, nu te duci, să nu te duci, stai cu noi, stai și mai cântă. Bă, cât să mă duc acolo, e biletul, nu m-am încurcat. Și-o dat drumul la aer din, din rot. Și fără aer la bicicletă, nu poți să mergi cu bicicleta. Trebuie să o pompezi, să bagi aer. Și atât am rugat, nu, rămâne, nu, nu, stai aici cu noi, stai. M-a întârziat vreo 20 de minute, tot cu târguiala și, pe urmă, mama lui Neluțu a spus, Neluțu, mami, nu se poate, că trebuie să-i dai un pompații, roata, roata să meargă. Când m-a pus aer și când am luat și am început să mă duc cu viteză mare ca să ajungi, ca să ajung la tren. Trenul din... Era de acolo, de la Chicleu și până la Chișinău, acolo la gare, era vreo 12 km, cam așa ceva. Dar eu când m-am gândit, eu nu mă duc la Chișinău, în gare, că trebuie la stânga, mă duc la Nădab, mai încolo un pic. Și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și uite așa curgea apă transpirată și pe aici, pe la urechi. Și pe la nas, și pe la barbă, și... Intrați în ochi transpirate, și mă mai stârzeam la ochi, dar bicicleta, bicicleta au fost, bicicleta... Și povestește mai departe. Stai că spun, câine. Bicicleta au fost al lui bunicul vot. Stai că imediat, Da, imediat, nu contează, eu povestesc. Și când am ajuns la gara, trenul a fost plecat. Zice, ăla din gară, nenea, zice, uite trenul, a plecat. Când am văzut că a plecat, am crezut că leșin. S-a uitat la mine, nu am mai văzut niciodată așa transpirat pe cineva. Era și pantalonii erau uiți pe mine. Complet, parcă am făcut pe mine. Și, dragă, ce să fac acum? La ocazie cu bicicleta, cine mă ia acum? Cine acum... Bicicletă cu tot. Dă-i și du-te la Arad. De la Chicleu și până la Arad erau 65 de kilometri. Oh. Ei, acum mai aveam 40 ceva de kilometri până la Arad. Numai 40. Și dă-i noaptea. Se făcea seară? Sau s-a făcut? Eu m-am dus să nu consum energia din mine. Respiram numai așa, n-am cântat, n-am fluierat, nimica. Și n-a fost bine, că câinii nu lătrau din cauza asta. E bine când mergi prin localitate să fluieri. Că dacă fluieri, imediat câinii latră și știu unde-i câinile, să te ferești de el. Și eu n-am fluierat. Și m-am dus, și cum am dus eu? Erau becuri noaptea pe stradă, nu prea erau. Noaptea pe strada principală. Erau neoane. Erau becuri atunci, tot la doilea tir erau. Și... Odată vine un câine cât un bou de mare. Așa l-am văzut eu. Cât o vacă, cât un bou de la negru și sare aici. Wow!
Știi ce s-a întâmplat atunci? Picioarele astea au sărit așa în sus, așa lângă bicicletă, și am început să dau cu picioarele în pământ, speriat, și am vrut să strig. La, în România se zice Julio! Julio! Și în loc să strig, am făcut... N-am putut să strig. Dar câinile au început să-l latere și să fugă. Să speria de mine. Că dacă nu speli mâinile, știu, Și pe urmă, întotdeauna când deseam pe localitate, cântam și fluieram și tot când... Când am ajuns la Arad, nu m-am mai putut da jos de pe bicicletă, trebuie să rămân tot pe bicicletă. Ce? Așa s-o format picioarele după bicicletă, că nu mai puteam să stau, uite, așa cădeam în jos. Dar în sfârșit m-am pus în gară, l-am așteptat pe tăticu, și când l-am așteptat pe tata Petru, i-am povestit, am pățit eu cu fata lungă până la briu aici, tăticul lor se plâng, a început să râde, a început să râde tata Petru, zice, am mă cred, pe mine, cum mă simt eu când vin de la Bel? Cu bicicleta. Aceeași distanță era, un pic mai departe. Vreo 70 de kilometri de la Bel. Da. 60-70. Așa am fost cu câinile. De la mai povestit vreodată? V-am mai povestit vreodată? Nu poate întâmplarea asta sau nu m-am povestit o niciodată? Ați mai auzit-o de la mine? Da, mai auzit-o. Nu mai puteam respira. Așa am fost de speriat. Mai ales dacă i-am așteptat ce ai nevoie. Bine, acum ne rugăm.